Deci acesta este un ciorap, singurul ciorap purtat timp de 3 ani de zile, da, de un deținut din acea perioadă. În închisoare fiind, nu aveai voie să primești niciun fel de pachet, să ai niciun fel de contact cu familia, nu știam nimic unii despre alții. Și aceasta este cămașa, care, fiind de poplin, a rezistat timp de 3 ani de zile, spălată foarte rar și aproape zdrențe. Totuși a putrezit în multe locuri și ea este cârpită și răscârpită și cusută și răscusută. Am învățat și croitorie acolo. Ciorapul a fost cârpit cu unelte artizanale, cu sârmă ascuțită la capăt, ilicite, așa, petec peste petec. Cum au ajuns la dumneavoastră? Sunt ai mei. Au reușit să reziste. În aceștia am ieșit de la Gherla. Piața Universității este ea însă și un loc al memoriei. Aici s-a ridicat baricada din noaptea de 21 decembrie 1989. Aici au avut loc mitingurile anticomuniste și mineriadele anilor 90. Dar despre mitingul studenților din toamna anului 1956, ca și despre toate mișcările studențești din acel final de an sau din anul care a urmat, ar trebui să depună mărturie muzeul pentru care pledăm. Era un băiat foarte glumeț, Florin se numea, cu care ne-am întâlnit în ziua reunirii noastre la Jilava. Și la un moment dat, vorbind cu el și cu alții, s-a plecat spre mine și am crezut că vrea să-mi dea un cap, așa cum fac copiii sau tinerii între ei, în glumă. Dar el și-a continuat drumul către podea cu capul și a început să se zbată înfiorător. N-am știut ce să facem, l-am văzut zbătându-se și nu puteam să-l ajutăm. Milițianul care a fost chemat a dat din numeri și a plecat scârbit de ce vede. Și atunci am făcut legătura cu faptul că lui îi lipsea jumătate din păr de aici din față, de forma unei semilune, așa. Îi fusese smuls de un celebru anchetator, capitanul Enoiu, în timpul anchetei, pentru cine știe ce motiv, ce mărturisire a fi vrut să obțină de la el. Arestările din acea perioadă au reprezentat doar preludiul pentru noul val de teroare care avea să cuprindă, nu peste mult timp, România. Cei vizați erau cu precădere intelectualii. De ce s-a întâmplat așa? Vom încerca să înțelegem în acest episod. Și poate vom reuși să deschidem o nouă cameră din Muzeul Comunismului Românesc. Subversiv pentru un regim dictatorial precum cel comunist, decât omul liber, intelectualul, cel care gândește, care are o libertate interioară greu de controlat sau chiar incontrolabilă. Și de aceea o miză esențială pentru instaurarea pe termen lung a comunismului în România a fost eliminarea intelectualilor incomozi și, în general, darea unui avertisment pentru cei care ar putea să devină. Într-un muzeu al comunismului din România, capitolul proceselor intentate intelectualilor în anii 50 este esențial. Fașiștii leapă de masca. În ura lor turbată, ei distrug tot ceea ce simbolizează cuceririle revoluționare ale poporului muncitor maghiar. Pe muntele Gellert, alături de Statuia Libertății, străjuia monumentul ostașului sovietic eliberator. Furia contrarevoluției a lovit și în acest simbol al eliberării Ungariei de sub fascism. Fascismul în acțiune. Octombrie-noiembrie 1956. Revoluția din Ungaria și reprimarea ei sângeroasă. Ecourile se fac resimțite și în România. Ziarul Scânteia înfierează mișcarea anticomunistă din statul vecin, urmărind zi de zi desfășurarea evenimentelor. În Timișoara, București și Cluj, studenții își revendică drepturile în fața politicii totalitare. În anul următor, și cei din Iași vor simți mâna de fier a partidului. Pentru că, desigur, de teama răspândirii unei revolte similare, urmărirea și arestarea studenților nemulțumiți
va fi repede instrumentată de către securitate. Nicolae Ceaușescu, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român în acea vreme, cerea de asemenea eliminarea din facultăți a factorilor perturbatori și a huliganilor, declarând că pe cei ce nu învață noi îi trimitem frumos la sapă, nu îi ținem în universități. Am aflat abia, în momentul judecării procesului, cine erau, așa zis, capi. Studențimii, era vorba de Petrișor Marcel, bine cunoscut, și de Demostene Andronescu, care au gândit această manifestație din piața universității pentru data de 5 noiembrie 1956, la ora 3 după amiază, și au gândit-o ca o mișcare de susținere a revoluției care era în curs de desfășurare în Ungaria. Și am mers la unul din colegii noștri, Dan Rușețchi pe nume, și am scris manifeste, niște manifeste foarte dure împotriva ocupației sovietice în România și îndemnând la izgonirea acestor trupe, și împotriva îndoctrinării excesive cu marxism-leninism, ore numai de limba rusă, nicio altă limbă străină, se făceau câteva ore de latină, la drept, atât. Și am scris niște manifeste foarte dure. Ele nu au putut să fie puse în facultate a doua zi, cum plănuisem, pentru că una dintre persoanele care au fost cu noi, Eugenia Florescu, a fost arestată chiar în noaptea aceea. Noi am aflat, părinții au aflat și părinții lui Dan au aflat și au distrus manifestele. Meetingul nu s-a desfășurat ca un meeting, dar noi am fost acolo la ora 3. Dimineața fusesem într-un turneu pe la alte facultăți, filologie, arhitectură, ca să mai anunțăm și pe alții, și în grupuri de către 4, 5, 6 studenți am dat târcol universității de multe ori. Era o aglomerație foarte mare, fiind oră de vârf. Am văzut însă că nu se leagă nimic și ne întrebam de ce. Foarte curând ne-am explicat, pentru că mergând pe strada Biserica Enei, unde este intrarea la arhitectură, am văzut camion de camion, o mulțime de camioane cu prelată, și printre deschizăturile prelatei se vedeau ostași și înarmați din trupele de securitate. Ulterior am înțeles de ce cei care erau capetele, să zicem, mai lucide ale acestei acțiuni fusese arestați. De la Facultatea de Medicină, de la Teatru, de la Construcții, de la Facultatea de Mine. În orice caz, de la mai toate facultățile au fost grupuri de studenți care s-au adunat atunci, au încercat să facă acea manifestație din 5 noiembrie 1956. Întreruperea acestora a solidarității care s-a vroit în afară s-a reclădit înăuntru. S-a reclădit într-un mod spontan și tineresc, ca un fel de reacție, cred că după protestul celor din munți, din anii 50. Vorbim în anii aceia, doamnă, când 90% din literatura română a fost pusă la stâlpul infamiei. Gândiți-vă că a trebuit să citim literatura română după sfârșitul școlii. Știți ce se făcea din Eminescu? Ceva din Împărașii Proletari? Scrisoarea a treia. Da, din Scrisoarea a treia și așa mai departe, mi-a să facă și Epigonii și așa mai departe. Era vorba de obținerea unei, cum să spun, unui minim de libertate. Ori pentru asta s-a plătit cu ani grei de pușcărie de către o așa zisă justiție, pentru că n-a fost justiție. Dar concret, de ce erați acuzați? Am fost acuzați de articolul 327 aliniatul 3 de agitație publică.
Deși fapta era inexistentă după legea firească. Dar nu s-a pus această problemă. Avocații au pledat pentru fapte inexistente, pentru desistare, adică că am fi renunțat noi înșine la fapta respectivă, dar din punct de vedere juridic, procesul era o mascaradă. A fost pentru mine dărâmarea unui mit. Eu sunt fiu de avocat și de la tata căpătasem așa o oarecare încredere, o credință în dreptatea justiției. Înainte cu câteva zile, pe aici clocotea viața. Oamenii munceau pașnic, hotărât să remedieze greșelile trecutului și să-și construiască mai departe patria socialistă. Contrarevoluția, declanșând atacul la ordinele imperialiștilor, le-a dus în schimb teroare, ruină, moarte. Pentru Gheorghiu Udeș și cei din conducerea Partidului Muncitorilor, Muncitoresc Român, Revoluția din Ungaria a fost o lecție, pentru că acolo intelectualii maghiari, cei care au orchestrat Revoluția, și-au dorit să se exprime critic, să vorbească liber, și-au dorit efectiv să construiască un discurs alternativ la cel monolitic sovietic. 40. Venit din rândul intelectualilor și pentru că valurile anterioare de represiune eliminaseră deja contestatarii politici, bisericile, țăranii care se luptaseră cu regimul în condițiile colectivizării. Și atunci cumva rămăseseră doar intelectualii ca și eventual pol de opoziție. Între anii 1957-1962, zeci de mii de tineri au fost condamnați politic și trimiși în închisori, în colonii de muncă, la tăiat de stuf sau la construit de diguri. Atunci, universitățile s-au mutat în închisoare. În arhivele CNSAS, alături de dosarele lor, vom găsi însă și manuscrise, ba chiar și biblioteci. Pe 12 septembrie 1944, după cum știm, este semnată Convenția de Armistițiu între România și URSS, Marea Britanie și Franța. Iar articolul 16 al acestei convenții prevedea retragerea din circulație a tuturor acelor cărți care contraveneau bunelor relații cu Națiunile Unite. Pe tot parcursul anilor 1945-1948, cu începere cumva din decembrie 44, au fost publicate liste de cărți interzise care trebuiau fie retrase de la edituri și predate către prefecturi, apoi distruse, fie acele biblioteci care aveau drept de depozit legal sau facultăți și universități care aveau același drept, trebuiau să le retragă și să le păstreze în încăperi speciale. Este ceea ce se numește nașterea fondului secret al fondului special, mai degrabă, al acestor biblioteci. În perioada 1948-1953 a fost o perioadă de maximă represiune, în care oamenii erau urmăriți atât pentru apartenența lor politică la partidele istorice, la mișcarea legionară, dar și pentru atitudinea lor față de noul regim care se instaura, mai precis față de toate transformările care aveau loc. Era urmărită opinia lor vis-a-vis de colectivizare, vis-a-vis de naționalizarea imobilelor și așa mai departe. Și existau cazuri când o persoană era urmărită, formula tip era agitație contrarevoluționară sau agitație împotriva orânduirii socialiste. La domiciliul respectivei persoane se urmau și percheziții și aceste percheziții se soldau și cu confiscarea celor titluri de cărți care fuseseră interzise. Dar ce trebuia să facă o carte, mă rog, să conțină o carte
pentru a fi pedepsită, pentru a fi interzisă, pentru a fi confiscată și din ce domeniu făceau ele parte? În primul rând trebuie spus că potrivit articolului 16 erau vizate mai ales acele cărți de propagandă fascistă, legionară și așa mai departe. După 1948 însă există un caracter extensiv al acestor clasificări, în sensul în care sunt interzise inclusiv cărți care sunt indezirabile după 1948 regimului comunist. De pildă, sunt retrase din circulație inclusiv cartea de doctorat al lui Lucian Blaga. Apoi, foarte multe cărți de filozofie aparținând lui Constantin Rădulescu Motru, foarte multă literatură. A existat o altă perioadă de maximă represiune culturală, aș numi-o, după Revoluția din Ungaria din 56, și această perioadă este marcată și de o instituționalizare a modului de a confisca cărțile, în sensul în care, pentru a fi depuse în instanță drept corpuri delicte, persoanele de la care se confiscau aceste cărți erau obligate să scrie pe copertă sau pe prima filă, găsit la mine cu ocazia percheziției, data și semnătura. E un procedeu de tehnică a percheziției care se numea întărirea corpurilor delicte. Literalmente, cărțile erau scoase din biblioteci și arse sau trimise la fondul secret. La fondul secret, cunosc pe cineva care era student la filologie în anii 50 și își amintește că biblioteca era împărțită în două, una dintre părți avea geamurile vopsite cu negru și acolo stăteau Maiorescu, Lovinescu și chiar Eminescu. Ăștia erau oamenii la care studenții nu aveau voie să-i citească. În momentul în care cereai o carte de la fondul secret cu aprobările de rigoare, riscai să trezești interesul securității. Dar cine e ăsta? De ce vrea să citească cartea asta? Ce interese are? Au fost foarte mulți oameni arestați doar pentru că au frecventat biblioteca Institutului Francez, pentru că au văzut filme la Institutul Francez. Literalmente, România era într-o perioadă de blocaj și consecințele pe termen lung au fost un asalt generalizat care s-a sfârșit în frică. Tuturor le era frică. Ce cuprinde fondul de manuscrise din arhivele CNSAS? Nu, manuscrise l-am preluat, ca să zic așa, în vrac. În perioada chiar de început a instituției, cantitativ vorbind, e vorba de 105 autori, 105 persoane care figurează în acest fond special, l-am putea numi, special prin modalitatea în care a fost creat, este preluat integral de la Serviciul Român de Informații. Atare, noi ceea ce am făcut de la început a fost să aducem la cunoștință pentru că existența acestor materiale, dat fiind că ele nu sunt dosare propriu-zise, dar sunt de interes și uneori sunt extrem de spectaculoase și chiar extrem de valoroase și pentru istoria literară. Și atunci am publicat aceste liste de câteva ori pentru a da posibilitatea celor care sunt urmași legali să le revendice, da. Existând această posibilitate. Unii au făcut-o, într-adevăr. Cum ajungea un manuscris corp delict? Din păcate, ajungea destul de ușor. De asta depinde și de perioadă. Depinde, într-un fel, și de norocul. E puțin
neobișnuit să spun asta, dar depindea în oarecare măsură și de norocul persoanei care redacta un manuscris. Ama, faptul că s-a ajuns la descoperirea unor manuscrise pornind de la o cauză penală în curs sau o acțiune informativă în curs, este o situație frecventă. Erau și situații în care manuscrisul în sine devenea o operațiune de acest gen. Și, de exemplu, dacă se semnala prin rețeaua informativă faptul că o persoană lucrează la un manuscris care prin tematică pare a fi suspect, atunci se urmărea interceptarea lui. În cadrul procesului Noi Capilat, multe manuscrise au fost arse. De ce nu s-au păstrat dacă ele reprezentau corpul delict? Da, este o situație care e o discuție care se referă inclusiv la unele manifeste care au constituit baza condamnării unora din oponenții regimului și care nu se regăsesc la dosar. Pare că au fost distruse, o altă teorie spune că nu și n-au existat și că au fost invocate în mod fals în instanță de către acuzare. Se pare totuși că ar fi existat. Fapt e că nu apar în dosar. Așa că nu e de mirare, chiar dacă e un lucru trist, și unele manuscrise au fost arse, după cum multe cărți au fost arse, dar și aici e o chestiune greu de reconstituit uneori, pentru că știm că unii din cei care lucrau în cenzură și se ocupau chiar de incendierea acestor lucruri, le luau de multe ori, le salvau practic de la foc și le mutau în biblioteca de acasă. Că la percheziție de multe ori confiscările erau la grămadă, ca să spunem așa, se confiscau deopotrivă cărți, lucrări edite, lucrări apărute de mult timp, cu mult timp înainte sau chiar în anii din urmă și manuscrise sau însemnări undine rezumate, de exemplu, făcute de cei percheziționați unor ziare sau unor alte lucrări. Erau considerate ca manuscrise periculoase și se scria, se semna pe fiecare carte, a fost confiscată la mine astăzi. Se sublinieze vina de a avea o carte. Cum se definea, în mai multe cuvinte, caracterul dușmănos? Sau era de ajuns să spui caracter dușmănos și... Într-o anumită perioadă era cam suficient, din păcate. Spuneați că o parte din manuscrise au fost recuperate de către moștenitori sau de autori. Puteți să ne dați câteva exemple? O Chiricuță, de exemplu, Paul Goma, sunt mai multe cazuri. Procentual vorbind, nu sunt foarte multe față de ceea ce am preluat, dar sunt semnificative și unele din materiale sunt, după părerea mea, merită a fi tipărite și citite cu deosebit interes. Deci din cele care au fost restituite. Da, e un fond deschis. Ce ne trebuie nou acum este o cunoaștere a istoriei și o cunoaștere a noastră. Dar lumea nu și-a dat seama în aceste două decenii și jumătate și a preferat să se gândească strict la aspectele economice. Importante, dar nu exclusiv importante. Dacă vorbim de Muzeul Comunismului, atunci chiar trebuie să ne inspirăm și din ceea ce s-a produs în alte țări din Est, care nu merg numai pe idee de represiune, de teroare, pentru că și dirijarea unilaterală a interesului riscă să producă efectul contrar. Imaginea mea, eu vorbesc de imaginea mea, cam asta e, o lume în care represiunea era cumplită și o lume care poate era într-un fel paralelă, nu știa de suferința, cât de mare poate fi suferința celorlalți. Pentru condamnarea celor care făceau rezistență, refuzând înregimentarea pe linia trasată de ideologia realismului socialist sau mai pe scurt, în lupta sa împotriva ideologiei burgheze, securitatea din România a lucrat an la rând, construind dosare, vin imaginare, făcând ca o simplă întâlnire între prieteni cu aceleași preocupări literare sau filozofice să devină în fața legii uneltire împotriva ordinii sociale. Dar eu mi-am pregătit cu grijă din celulă eventualul cuvânt final și îl recit fără oprire. Faptele fiind ceea ce sunt, se cade să arăt două lucruri. Primul, că nu am avut intenția de a unelti. Al doilea, că dacă aș fi știut că volumul lui Emil Cioran, Ispita de a trăi, putea fi interpretat ca un atac la adresa poporului român, ceea ce nu este, nu l-aș fi citit și nu m-aș fi asociat la răspândirea lui, deoarece am avut, am și voi avea întotdeauna față de poporul român numai simțăminte de adânc respect și nețărmurită dragoste. Un intelectual trebuie să fie critic. Asta este natura lui. Intelectualii
În perioada 56-60 nu mai puteau fi critici, din cauza că nu mai aveau acces să publice nici ceea ce gândeau, dar aveau posibilitatea să gândească. Asta nu ți-o poate lua nimeni. Și făceau lucrul ăsta la ei acasă, în diverse cercuri, în discuții cu prietenii. Aceste centre, aceste discuții, care se refereau la politica internă, la politica externă sau pur și simplu la cărți, se întâlneau să discute ce au publicat prietenii lor care reușiseră să fugă peste cortina de fier. Toate lucrurile astea regimul le-a văzut foarte periculoase, pentru că de fapt submina și alimenta o speranță. Deci se poate și altfel, nu trebuie tot să scriem realist-socialist. Literatura oficială din acei ani era complet diferită față de ceea ce își doreau să citească oamenii educați înainte de 44, înainte de 50, înainte să vină Roller cu toată mistificarea istoriei, înainte să fie realismul socialism în care se discuta doar despre producție, depășirea normei, colectivizare și temele astea mobilizatoare. Oamenii ar fi vrut să citească și despre vise și despre Dumnezeu, ar fi vrut să citească poezie, nu mai era posibil. Tovarășul Alexandru Dragnea, brigadier legumic la gospodăria agricolă, este un bun cititor al bibliotecii noastre. Îmi place să citesc foarte mult. Cartea mea este un prieten nedespărțit care mă ajută în munca mea de zi cu zi. V-am adus cărțile împrumutate și vă rog să-mi recomandați dumneavoastră ceva. Am să-ți dau o carte foarte bună, Tăumul, dacă ai citit. Mulțumesc. Alt cititor al bibliotecii noastre, Stelian N., elev. De asemenea, Alexandru Naghi, elev la Școala Profesională Mecanică și Ion Oprea, tractorist la SMT Titu. Și voi ce vreți? Noi ne vrem și noi o carte cu povești. Dar voi în ce clasă sunteți? Noi suntem în clasa a doua. Vreau să vă spun că lotul Noi Capilat, cei doi lideri, au primit 25 de ani de muncă silnică pentru uneltire împotriva orânduirii de stat, pentru că au citit două cărți, Ispita de a exista a lui Cioran și Pădurea interzisă a lui Mircea Eliade. 25 de ani de muncă silnică pentru că prin aceste lecturi au uneltit împotriva comunismului. Dacă tot ați amintit de acest proces, de ce este el numit peste tot un proces exemplar? Din cauza că s-a vrut ca regimul să facă o vitrină în care să arate că orice era condamnabil și oricine era pasibil de pedeapsă. S-a dorit, mai ales prin încarcerarea lui Noica, care era o persoană foarte bine cunoscută, un filozof serios, cu potențiale și reale șanse la un Nobel, s-a dorit trimiterea semnalului că nimeni nu era la adăpost. Și există foarte multe voci care spun că, de fapt, Blaga a murit la timp. Mai mult de atât, este un lot, este un proces pe care comunismul a reușit să-l instrumenteze foarte abil, pentru că l-a numit lotul, procesul mistico-legionar. E, acest titlu, legionar, deși este un paradox pentru că acolo erau câțiva evrei, nu aveau cum evreii să fie legionari, ei erau victimele firești ale legionarilor și totuși sunt încadrați în lotul intelectualilor mistico-legionari. E, dar această acuzație de legionari a obligat vestul, mai ales prietenilor din Occident, să fie foarte atenți, rezervați și de-a dreptul muți la orice reacție. Pentru că la momentul ăla Occidentul se chinuia să se defascizeze și sprijinirea unor intelectuali legionari, deci comuniștii aveau dreptate să facă ceea ce făceau. Asta a fost propaganda externă a lotului. În București există, desigur, multe locuri ale memoriei. Casa Liviu Rebreanu a Muzeului Literaturii Române găzduiește într-una din camerele sale colecția Pilat. Aici, fiecare obiect donat are de spus o poveste. Este o
încercarea mea de a păstra memoria prin obiectele și cărțile care au aparținut familiei Pilat și de a aduce în actualitate trecutul care pare că se uită altfel. Și am înghebat această atmosferă într-un fel aparte, pentru că aveam toate obiectele aici și nu știam cum să le pun. Și am încercat să le pun într-un anume fel, nu mergea nimic, totul era disparat, până când m-am gândit că primul lucru pe care trebuie să-l pun este icoana Maicii Domnului. Și în momentul în care am pus icoana Maicii Domnului pe acest covor oltenesc, toate lucrurile s-au aranjat în jurul acestui obiect sfânt și cred că așa trebuie construită o atmosferă în jurul unei icoane, în jurul unei lumini. Și trebuie să vă spun că am donat muzeului de la Sighet un sac pe care scria brodat de mama cu alb, pe sacul era maro, din Pilat, era sacul cu care el și-a luat câteva lucruri în noaptea arestării. Procesul Noi ca Pilat este, a avut loc în februarie-martie 1960, este culmea unei întregi panoplii de acțiuni. Cumplite au fost procesele spectacol pe care le instrumenta securitatea și partidul și în care oamenii, de exemplu, actorii și ziariștii, arhitecții, au fost adunați în mașini, duși la Facultatea de Drept, închiși, și au trebuit să asiste la judecarea pentru vini imaginare a doctorului Nasta, a Miliței Petrașcu. Ideea nu era efectiv judecarea lor, pentru că în cele din urmă ei au fost destituiți și au plecat acasă. Nu au plecat în temniță cum au plecat cei din lotul Noi ca Pilat. Dar toți ceilalți care au asistat la acest proces, în care acuzațiile erau foarte dure, în timp ce la balcoanele de deasupra lor existau angajați ai securității care huiduiau la moarte, crea o senzație înfiorătoare. Deci spaima era generalizată. Există regizoarea Sorana Coromă care povestește că toată lumea era albă și se învârtea așa în cerc în căutarea unei uși să scape din acest infern. Și nu se putea. Nu se putea să scapi. După ce au reușit să plece, după mai multe ore în care au trăit calvarul ăsta, mulți dintre cei dintre martori au vomitat, pentru că era o presiune atât de mare și toți aveau senzația că la ușă îi așteaptă dubele să plece la închisoare. Spaima s-a realizat și n-a fost singurul caz. Adică era o procedură standard. Partea cea mai groaznică a proceselor în care acuzatul mărturisește și recunoaște totul este că 95% din faptele incriminate corespund adevărului. Atât doar că nu sunt criminal. Ce ni s-a imputat nu era fals. Citisem cărți de Mircea Eliade, de Emil Cioran, de Eugen Ionescu. Mersesem des la Trixie să bem ceai din serviciul roz în Cavalier, să pălăvrăgim și să ne mai descărcăm sufletul. Mult mai puțin gravă ar fi fost condamnarea pentru fapte inexistente. Ar fi fost o simplă eroare judiciară. Tatăl meu a fost acuzat în procesul Noi ca Pilat pentru că era cine era. Era nepotul brătienilor, era fiul unui moșier care se numea Ion Pilat, era autorul unei cărți care s-a numit Așteptând ceasul de apoi. Și această carte a fost unul dintre principalele capete de acuzare la proces
Și mi-aduc aminte că mama a și spus, dacă această carte s-ar găsi astăzi, lumea ar vedea că el era nevinovat. El a fost acuzat că a scris un roman mistico-legionar și deci este simpatizant legionar. Când s-a descoperit această carte în arhivele CNSAS după 50 de ani, s-a putut vedea că tatăl meu era foarte critic față de această mișcare, iar cartea este chiar un semnal de alarmă ce se poate întâmpla cu tinerii care sunt atrași în capcana extremismului. Ce a însemnat pentru copilul Monica Pilat acest lucru? Faptul că tatăl dumneavoastră a fost închis? A însemnat sfârșitul copilăriei. Eu am terminat copilăria la 11 ani. În noaptea când tata a fost închis, atunci s-a produs falia, o durere teribilă, pe urmă un obstacol în a fi primită la liceu. Am fost primită în cele din urmă la o școală din periferie, ca să pot să-mi fac studiile în continuare. Și dacă tata nu s-ar fi întors din închisoare, probabil că îmi găseam un loc într-o fabrică. Vladimir Pilat este un exemplu a ceea ce poate să facă un om în mediul lui. Foarte mulți dintre deținuții politici au ajuns la adevărata lor esență în închisoare. Aceasta este o consecință a detenției politice de care regimul n-a fost conștient. Oamenii având foarte mult timp să se gândească la ei înșiși, și fiind într-un mediu ales, pentru că toți intelectualii și toți mari gânditori și toți oamenii care înghițiseră biblioteci ani în șir au ajuns în spatele gratilor. Deci, practic, universitățile s-au mutat la închisoare. Această tovărășie, această vecinătate și timpul, dincolo de condițiile extreme, le-au permis să-și gândească și ce facem mai departe. Fiecare dintre ei a încercat să-și găsească propria lui manieră de a trăi în noua societate și multe dintre aceste maniere au fost acelea de a coagula niște oameni pe care să-i învețe să stea drepți, să gândească atât cât se poate, să gândească cât pot ei de mult și să rostească atât cât se poate rosti. Tata s-a întors, cum spunea și el, ca un Lazar înviat din morți. Și era foarte schimbat la început, fiind încă traumatizat de tot ce trăise. Treptat și-a revenit, a povestit câte ceva din ce trăise acolo, dar în același timp ne-a spus că n-ar renunța la această experiență pe care a avut-o de apropiere de Dumnezeu prin suferință. Probabil că un om care are credință, în loc să o piardă, și-o întărește prin suferință, un fel de imitatio Christi. Muzeul este o memorie. În momentul în care poți să recuperezi această memorie, ești salvat. Chiar dacă e o memorie a unor ani întunecați, ca să poți să eviți, cum s-a și spus, răul, trebuie să știi cum a fost acel rău. Să ai noțiunea lui. N-ai cum să lupți altfel.
Regimul și-a schimbat metodele. După 65-66, el spunea oficial și într-adevăr sunt mult mai puține cazurile de pedepsire penală a delictului de opinie. Și atunci există această maree, tentativa repetată a intelectualilor de a testa gradul de permisivitate al regimului, care este permanent împinsă. Și există o perioadă pe care toți istoricii o numesc de liberalizare, eu o numesc doar de camuflare a dogmatismului, și 65-71 până la tezele din iulie, dar este o perioadă în care literalmente se întâmplă niște lucruri foarte bune. Se lansează o nouă serie de poeți, Sorescu, Blandiana apar atunci. Este ceva care cu 10 ani înainte era incredibil, se joacă Rinocerii lui Ionescu la Teatrul Național. Și cum au fost posibile lucrurile astea? Pentru că era această campanie de fermecare a societății. Noi ne-am schimbat. Acum suntem români și naționaliști. Uitați că și la noi se poate. De fapt, asta a fost o tactică, pentru că regimul era atât de bine implantat și avea oameni peste tot care puteau să supravegheze și să controleze, încât își permiteau micile scăpări. Mie mi se pare nemaipomenită atitudinea lui Nicu Steinhardt. De exemplu, în 72 se confiscă Jurnalul Fericirii și este bolnav de îngrijorare, de furie, dar înnebunește pe toată lumea. După ce are mai multe sesiuni de interogatorii, cine ți l-a scris, cui l-ai dat, unde a ajuns, el este îngrozit că rămâne fără carte, dar se duce acasă și se apucă să o scrie din memorie. Și rescrie a doua variantă. Printr-un miracol, din punctul meu de vedere, în 75 îi se redă manuscrisul. După ce îi se redă, el consideră mai departe că este conștient că n-are cum să apară. Și cu toate astea este conștient că este opera vieții lui și nu numai opera vieții lui, este opera unei generații. El este singurul care a putut să povestească din interior ce a însemnat și comunizarea și detenția și ce a însemnat pentru el procesul ăsta de convertire religioasă. Evident, când îi se dă manuscrisul, îi se spune această lucrare nu va apărea niciodată în România comunistă. Și el zice, știu. Dar după aia, el publică mai multe cărți și în fiecare dintre ele reușește să strecoare fragmente din Jurnalul Fericirii. Vedeți, ăsta este un exemplu de tentative de a împinge limitele sistemului și de a câștiga. Oamenii muncii au obținut realizări de însemnătate istorică în opera de construire a socialismului. Artere largi, piețe monumentale, orașe noi s-au înălțat pe întinsul Republicii Populare Române. Omul nou este educat în așa fel încât să considere exclusiv ca norma comportării sale binele general. El gândește și reacționează la fel ca și ceilalți. Este modest, harnic, se mulțumește cu ce oferă statul, își limitează viața particulară la nopțile petrecute acasă, în rest se află totdeauna printre colegii săi, la muncă și la distracție. El observă atent pe cei din jur și informează autoritățile despre gândurile și faptele tovarășilor săi. Dar ce se întâmpla la noi în tot acest timp, dincolo de închisori, dincolo de ororile despre care mulți spun n-am știut sau că au fost erori de parcurs, când mii de oameni au fost privați de tinerețe și de dreptul lor la afirmare intelectuală? Noi șantiere de blocuri se deschid în toată țara. Scânteia prezintă neîntrerupt realitățile crude din statele capitaliste, în timp ce noi melodii și versuri sunt închinate partidului, iar dreptul la cultură al clasei muncitoare este bine dirijat. Titlurile din ziar
o dovedesc cu prisosință. Pe 21 aprilie 1960, în fața casei Scânteii se dezvelește statuia lui Lenin. Se împlinesc 90 de ani de la nașterea sa. 1961. Pentru ziua de 15 februarie, masele populare sunt bine informate. Eclipsa totală de soare nu va crea panică în rândul populației. Cosmonautul sovietic Yuri Gagarin este primul om care zboară în spațiul cosmic. În anul 1962, în România, se încheie procesul de colectivizare, iar URSS realizează un nou record mondial. Din toate cărțile editate în întreaga lume, fiecare a patra carte apare aici. Sunt editate 76.700 de cărți într-un tiraj total de 1,2 miliarde de exemplare. Toate acestea în slujba omului nou. Cele două clase sociale prietene, clasa muncitoare, conducătoare a tuturor oamenilor munții, și clasa țărănimii colectiviste, împreună cu intelectualitatea, merg umăr la umăr înainte, sub conducerea încercată a partidului, spre desăvârșirea construirii societății socialiste și trecerea treptată la construirea comunismului. Dar câte lucrări ar fi putut scrie, nu doar în gând sau pe bucăți de săpun condamnații pentru delict de gândire. Pentru ca toate acestea să nu se repete, avem nevoie să ne amintim de ei.